am găsit flori frumoase! Te ține avem noi! Bunicu, venim! Așteaptă-ne, că noi tot oprim să facem poze! Salut, bunicu! Salut! Și pe cine mai avem noi? Salut! Iată ce surpriză ne face! Hai la curcudușe, hai la curcudușe! A revenit dimineață, fresh. Bine, tati muncit, fetele doar ce s-au trezit, e aproape ora 10, Mara la pregătire, Mara, în spate. Hai și tu, Teo, hai, gașcă. Azi nu se fac ore, sunt rusaliile și e liber de la stat oricum. Ne-am dat seama că trebuie să plecăm la drum, iar mașina nu s-a încărcat acasă peste noapte. O încărcăm la o stație rapidă și... Pijamale. Și eu și Teo. Cinci la. Asta e, așa suntem noi. Se vede bine, ești ok. Voi ce ziceți, suntem ok? Suntem normali? Ne ascunde asta, nu știu ce scrie. Panda's Day, ziua ursului panda. Am intrat la shopping și în pijamale. Iar tati e putem. Unde? Gata, mergem să o luăm pe Mara de la pregătire și la drum. Salut! Salut! În față? Hai, școlăriță. Mergem acasă, repede, repede. Nu, eu vreau la Ocean ca să-mi iau un poș pentru prăjituri. Un? Poș. Din ăla care pui frișcă, pe brioșe, pe torturi, știi? Luăm în drumul nostru. Nu există. De ce? Nu. De ce trebuie poș acum? Vreau să am eu. Că am găsit o rețetă de cremă de ciocolată care spune te pune pe brioșe. Eu vreau să cândva. Brioșe. Cu glazură de ciocolată. Mergem să întrebăm pe mami dacă e de acord. În Hello Shopping Park sunt două magazine de bucătărit. Te rog! Te rog! Mergem acasă. Salut, Teo! Bună! Salut, Bi! Salut! Și noi în față. Dar dacă observați, toți suntem mov. Congregați în mov. Ăsta a cui loc e? Hai, dincolo. Dincolo. Și tu un mov, Mara? Da, și eu. Așadar, toată lumea în mov. Greu, dar am reușit. Mergem la bunicu și la Mihaela. Eu lucrez, să postez. Suntem toți în mov. 24 de ore mov. L-am forțat și pe tata să se îmbrace în mov, deși cămașa este un pic mică. Nu-i foarte mică, tate, am văzut bărbați cu cămașa, uite așa, pognind pe ei. Așa că stai liniștit, tu ești perfect. Să avem drumul. Iena, dă-te un pic mai în spate cu asta, că... O pas, pentru că am găsit un câmp foarte fain, plin de maci. Putem să culegem câteva? Nu culegem, dar facem poze. Mami încă lucrează. Cine ne urmărește vlogul de mai mult timp își poate aduce aminte cum am făcut un cadru aici acum 3 sau 4 ani, când erau fetele mai mici. Hai, Bri, să mergem afară. Am luat-o pe Bri să-i arătăm macii. Ia priviți ce-i acolo. Gata, eu o să vreau și ceva mov. Din păcate, e un canal aici foarte mare și nu putem trece pe partea cealaltă. Dacă vreți, să adunați doar așa, de pe margine. La poze, cu Ariuca! E un canal acolo. E un canal, atât, până acolo. Hai, repede acolo, repede acolo. Se bată galbenul din față, nu le strigi prea galbene. Așa. Hai. Și maci în spate. Gata ședința foto. Scurtă, rapidă. Și destul de riscantă, pentru că strada asta este foarte circulată, nu mă așteptam. Nici eu, o fi ora. Probabil. Centurile în spate, fetelor. În față, imediat le punem. Am mai făcut un băbas la 10 metri. Ne-am plecat. Pentru că e superb ceea ce am găsit aici. Și priviți cât e. Wow. Cum e privița? Mara poză. Faine florile. Era acolo busuioc. Aici m-aș, mami. Wow, hai să oprim, tati. Dar și mai încolo un broșu. Nu se poate ajunge, sunt chestii care te înțeapă. Doar dacă oameni. Te duci tu, eu nu mai cobor. Uite, mama, nu poți. Mami? Da. Am văzut? E frumos? E foarte frumos. Privește în față, dacă se vede atât de roșu, înseamnă că e mai bogat câmpul decât aici. Oprim acolo. Ia să-l vedem.
Nu paralele. Oh my god. Aici oprim. Wow. Acolo era frumos că avea și mov, dar aici este super. Și uite, am mai coborât oameni. Hai și noi. Da. Aici, de fapt, este un lan de grâu. Și în grâul acesta a dat macul. Aveam... Bun! E făcută cărare aici. Deci au mai intrat oameni. Aici, cu siguranță, va fi o cultură de mac și nu de grâu. Era de grâu, nu? Da, da. Hai pe acolo, mai aproape de mac. A, e cărare? E cărare. Wow. Acolo la mov. Da, e bătut drumul. Perfect, toată lumea oprește de aici să facă poze în maci. Am găsit flori frumoase. Nu cred. O să cadă coare. Sper să nu. Briana nu se vede de dimensiunea grâului. Pe cine avem noi? Și aici? Dar și aici. Vai, dar ce... E bătută cărarea pe aici, mami. Vă, cum vi se pare? E fain, nu? Da, grâul omului nu mai există. Dar e foarte mic și... necop. Cultura e compromisă, clar. Cultura aici. De grâu. Aici e mai bine. Nu au ajuns oameni. Ba da. Sesiunea foto s-a încheiat. Am făcut cele mai faine poze. Le puteți vedea pe Instagram de Mara Ștefania Gym. Cald. Foarte cald. Și bine. Măcar am terminat de editat. Și de postat. Hai. Bunicu, venim! Așteaptă-ne, că noi tot oprim să facem poze. Nu știu dacă mai ajungem. Nu ucideșe. Vouă, vă plac pozele din natură? Voi faceți poze în natură? Scrieți-ne opriți în comentarii. Să faceți poze când vedeți un loc frumos? Scrieți-ne acum. O pas și numai bine încărcăm mașina. Yay! În bârlad. Mergem la Kaufland. La oricare. Sau Lidl, oricare. Eu vreau la Kaufland. Am reușit să încarc, e stație de 60 de kW. Acum merge cu 36. Dar va crește. Sigur va crește, da. Bateria e 75%. Ariuca, cum ești? Crochița în sus. Hai. Mergem. Mergem să luăm ceva pentru bunicu. 3, 54. Hai că poți, hai că poți mai mult. Și. Nu mai vrea să mergem. Ce am constatat este singura stație de încărcare din Bârlad. Asta mi-arată mie pe o aplicație numită Plug and Share. Mm-hmm. Ceva de genul ăsta. Poate ori mai fi, dar pe acea aplicație doar aceasta este. Și acea aplicație monitorizează stațiile de încărcare din întreaga lume. Că prima dată când intri pe ea te dă undeva în America. Pe bune? Da. Și trebuie să cauți Europa, să dai. Căutăm și cașcaval, am luat salamă, luat vinică. Ce mai luăm? Niște bere, tati, că bunicul bea bere. Hai. Nici ce cred că bea o bere. Un an și mi-am zis că a fost 100. Și. Nu se face. Am stat fix cât să se încarce toată mașina. Mă rog. Dar uite, nu mai crește, tati, deci nu se mai... Ba da, 18, tot scade până la 0 și atunci o să se facă și 100%. Da. Așa se întâmplă. Să vezi că face acum, 17-16. Deci e perfect. Mașina full și ne continuăm drumul. Minute. Mai avem 500 de kilometri de făcut acum cu ea. Hai. Un uștar și un salam, da? 100%! Wow, am mai fost vreodată 100%. O dată. Asta e a doua oară. Da. Eu am schimbat ținuta. E mai lejer așa. Oh. Mama. Mergem acum să o luăm și pe mami. Hai, gașcă, în centuri. Mergem direct la bunicul. Asta am luat. Și ca să nu stau să
pierd timpul la coadă, le stane singură. Aici. Una. Și muștar, pentru care am intrat. Aici este bonul și gata. Le-am plătit pe toate, le iau și merg la mașină. Mami, facem afacere la Brlad. La Brlad, kilul de banane e 3,90 lei sau 99, ceva de genul. Vreți? Ăsta. Nu. Eu vreau. Hai. Nu am zis, niciuna nu zis. Să vedem unde punem muștarul. Îl băgăm pe aici, între ghegeturi. La mouse, nu? Eu vreau, abia aștept să mănânc o banană, să beau un frappe și cu salamul, tati, ce facem? Să știi că data trecută, cred că am luat salamul greșit. Am luat salam cu șuncă și ceapă. Asta era cu șuncă simplu și era în ofertă, la nu știu dacă era. Asta e, n-am fost atent. Dar s-ar putea să fie la același preț, că n-avea preț separat, știi? Da, da. Hai să vedem ce zice bunicul. Știe că venim? Nu știe. A, nu știe? Anunțat, nu? Tu poate... știai cât s-a făcut muștarul? Costel, un muștar era înainte 2-3 lei. Așa. Cât crezi că e? 6 lei. 7 lei, 29. Salut, bunicu! Salut! Și pe cine mai avem aici? Salut! Iată ce surpriză ne face Mihaela. Și noi care am vrut întâi să mergem la Cudans. Hai, lasă! Am făcut o tură asta. Da, bravo! Asta v-am făcut-o. Deci, familie întregită. Mare. Stația portabilă, nu? Ai dat la 32? Dăm la... la 32. La 24 de amperi. Pentru că la 32 de amperi sigur îi sare siguranță. Da? Da. Și să se încarce, zic. E roșu. Și? Și. Gata, albastru. Abia acum se încarcă. Super. Avem cireșele, dar din păcate nu sunt coapte și sunt și stropite. Oh, oh, oh. Deci nu se pot mânca. Că bunicul e Honolulu, că știa că venim și a făcut azi o căpșună. N-aș tu că venim, bunicul. Că venim, i-am făcut surpriză, Teo. Da. E clar că trebuie să revenim. Revenim când s-or coace cireșele, dar nu peste mult timp înseamnă asta. Hai la curcodușe, hai la curcodușe. Corcodușe. Corcodușe. Hai, uite aici. Corcodușe. Corcodușe. Eu. Ia și tu. Corcul. Le ștergi un pic, da? Așa e, când venim la țară, avem de toate, așa să zic. Ia să vedem. Ce culegem noi aici? Poftim, sora mea. Facem pișteluțe. Așa. Ia să mai luăm și noi. Ajutăm. Udăm noi, udăm noi! Haideți, fetelor! Eu. Pe rând, da? Așa, nu dai pe Miha. Din păcate, nu e apă în sol mai deloc, în zona asta. Și apa e necesară, nu dai adânc sapă. Ce? Teo! După aia! Și Pebri! Nu uda! Ține furtunul de aproape. Așa, așa! Vreau și eu! Hai, ăsta e usturoi aici. Nu-i ceapă? Nu. Acolo sunt două rânduri de usturoi. Așa. Deci pe margine. Așa. Poftim, Ri. Așa. Perfect. Nu. În partea asta. Hai în partea asta. Atât. Udăm și roșioarele. Mai jos la roșioare. Așa. Bravo, Ri. Vreau și eu. Cum e, Mara? Super. Hărnicuțe. Uitați ce am găsit. O omidă. Wow. Ce frumoasă este. Este, dar nu ți-e frică? Nu. Nu se face nimic. Se lasă seara, iar noi mâine avem școală, serviciu și mergem ușor, ușor către casă. Începe școala. Sau nu? La mine nu. La mine da. La mine da. Gata, mergem.
Ne vedem pe drum. Îți roșie pe mână, de ce? Wow, de ce ești tu de roșie? Uite cum că n-ai ochelari. Toată gașca în centuri? Acum. Și nu mai mergem la huși? Acum virați. Pentru că Mihaela a fost aici la țară și ne-am bucurat pentru asta. Un drum wow, mai puțin pentru noi. Și o să ajungem mai devreme acasă. O să ne odihnim mai devreme. Și o să facem teme. Tata, aseară nu te-ai uitat la film, vrei să-l continui? Da, eu l-am adormit. Eu l-am văzut. Am adormit aseară, am văzut un film. Eu am adormit acolo și când să mă ridic am avut o durere de spate, deci am zis că nu mai ajung până sus și cu bebe în brațe, că și bebea a adormit. Toată lumea dormea. Obosiți. Da, cei mai obosiți. Să avem drum bun, Doamne ajută. Doamne ajută. Pa! Pa! Noi facem stânga și voi dreapta, da? Pa! Noi ne îndreptăm către Murgeni și către Fălciu. Tare! Pentru ca noi să ajungem la Bacău, iar ei să ajungă la Cluj. Ne-am întâlnit la jumate, la mijloc, nu mulțumim chiar. Mulțumim Mihaelei și lui Cristi că au venit la bunicu. Da. Ne-au scutit de drum. Pregătim cina. Am ajuns acasă, în primul rând. Am ajuns acasă, da, că n-am mai arătat asta. Mara deja își desface ustensilele pentru gătit. M-am schimbat în pijamale. Avem pifteluțe de la Mihaela, dar și prăjiturele. Ia să vedem. Așa. Gustu, mami? Gust, eu vreau ruladă. Nu cred că am mai mâncat ruladă din asta. E crem șnit. E foarte bun. El doarme, Ariu doarme. Ne băgăm și noi la somn acum. Mulțumim că ați ajuns până la finalul vlogului. Până data viitoare, vloguri, sketch-uri, challenge-uri pe care le puteți viziona în continuare. Iar noi vă spunem la revedere și la pupa! Pa, pa!